Am șters elementele din video anterior ca să putem să începem de la zero. Și primul lucru pe care ar trebui să-l facem este să creăm un frame care este practic echivalentul din Figma pentru un ecran, deși pot să fie folosite și pentru alte lucruri. Deci folosim acest buton sau putem să apăsăm F pe tastatură și avem opțiunea fie să desenăm direct acel frame la o dimensiune pe care ne-o dorim noi, fie dacă doar dăm click pe buton, avem o serie de șabloane în dreapta ecranului pentru telefoane, tablete, desktop, pentru site-uri, de exemplu, și chiar și pentru dimensiuni standard de hârtie, pentru situațiile în care trebuie prezentate unor stakeholder pe hârtie, de exemplu, prototipurile noastre. Pentru acest proiect o să aleg simplu frame-ul de dimensiunea Android. O să vedeți în dreapta că dimensiunile nu sunt cele pe care poate v-ați aștepta să le vedeți la dimensiunea unui ecran, rezoluția unui ecran a unui telefon modern, dar sunt multipli sau, mă rog, divizori ai majorității dimensiunilor de ecran din ziua de azi și este modul în care se operează când vorbim de designul de interfețe. Acum avem un ecran foarte important pentru designul de interfețe și UX, pentru situațiile în care vor deveni stufoase designurile noastre, să denumim toate elementele într-un fel în care să le putem recunoaște ulterior. O să dau dublu click pe numele acestui frame care apare acum, vedeți și după iconiță că este frame în panoul Layers și o să îi spun Home. O să scriu cu litera mare să fie curat. Și am dat click și am făcut din greșeală încă un frame, dar îl șterg folosind tasta Delete de pe tastatură. Acum că avem acest ecran principal în acest moment pe în document, putem să începem să desenăm elemente de interfață. În interfețele de aplicații mobile, în principiu, operăm cu două feluri de elemente. Fie de obicei elemente geometrice simple, ceea ce să putem să creăm folosind aceste unelte, în principiu dreptunghiuri, cercuri, linii și cam atâta, câteodată și săgeți și poligoane, forme mai complicate, sau chiar să desenăm noi folosind pen-tool, forme complicate, dar de obicei, cum ziceam, sunt doar forme simple, sau sunt elemente gata construite, butoane, iconițe, chiar și elemente mai complicate de interfață, slidere și tot felul de lucruri de genul ăsta, pe care deocamdată nu le avem făcute, dar după ce le avem făcute, le luăm de-a gata sau le descărcăm, de exemplu, din librării de elemente de interfață de pe net și le folosim direct așa. A treia categorie, poate, de elemente de interfață ar fi imaginile, care sunt mai degrabă decorative. În cazul nostru nu vom avea nevoie foarte mult de imagini. Deci, ca prim element, o să vreau să adaug o bară de titlu, care urmează să aibă titlul aplicației, bineînțeles, un buton de meniu și un buton de căutare. O să desenez doar un dreptunghi dintr-o parte în cealaltă a ecranului și o să vreau să mă asigur că are dimensiunea de 36 de pixeli în înălțime, deci o să scriu aici la H height 36 și să mă asigur că este în partea de sus a ecranului, mă rog, coordonatele sunt 0 și 0, deci este în colțul din stânga sus, clar. Este foarte important să lucrăm cu dimensionări precise când lucrăm și butoanele pe care le voi aduce sunt 24 de pixeli pe 24 de pixeli și vrem să lăsăm un pic de spațiu să respire în partea de sus și de jos și o să fie 6 pixeli. Pentru a ști
unde plasăm celelalte elemente. Bara de titlu vine evident în partea de sus, dintr-o parte în alta, nu este foarte complicat, dar pentru majoritatea elementelor avem nevoie de o grilă care să ne ajute să le aranjăm pe verticală și să lăsăm margini consecvente pe fiecare ecran. Pentru a vedea grila sau a adăuga o grilă, o să dau click pe frame, fie pe numele lui aici, fie în panoul layers, și pot de la secțiunea layout grid să adaug un grid apăsând pe plus și îmi adaug automat o grilă de genul ăsta, dar vreau doar niște coloane, așa că o să dau click pe butonașul din fața descrierii și o să aleg de aici în loc de grid columns și 5 coloane e ok, doar că vreau să am margini de, să zicem, 20 de pixeli ca și brigola, ca și spațiu dintre coloane. Și grila asta putem să o arătăm sau să o ascundem doar apăsând pe ochiul de lângă ea sau putem să o ștergem de tot apăsând pe minus și, vedeți, putem să adăugăm câte grile de genul ăsta vrem, să le arătăm, să le ascundem și rânduri și coloane dacă avem nevoie de așa ceva. Deocamdată o să rămân doar cu o grilă simplă de 5 coloane ca să știu cât de mult pot să ies cu elementele mele din ecran. Și următorul element pe care vreau să-l adaug aici este titlul aplicației. O să folosesc unealta de text, doar dau un click, scriu textul și cât încă sunt aici, o să formatez textul, o să mă asigur că este centrat, pentru că voi vrea să fie centrat pe ecran și dacă schimb dimensiunea sau se schimbă textul de la un ecran la altul, vreau să rămână centrat pe ecran și respectiv să mă asigur că este dimensiunea de 14, dimensiunea implicită este de 12, ceea ce este un pic mic pentru acest element de interfață și atât este suficient. Dacă vreți în general să editați textul care există deja introdus în design, trebuie doar să dați dublu click pe el și puteți să interacționați, să selectați și aveți opțiunile de text apar în coloana din dreapta și puteți să formatați proprietățile. Și o să pun acest text în mijlocul ecranului și în mijlocul barei de sus. Vedeți că pe măsură ce mișc elementele pe ecran, se vor lipi automat de marginile ecranului de mijloc, de alte elemente, respectiv de grila de coloane, ajutându-mă să aliniez. Deci n-ar trebui să fie foarte dificil să pun textul ăsta fix în mijlocul acestui dreptunghi. Și deocamdată o să ascund grila un pic să văd cum arată. Mi se pare că griul acesta implicit este un pic întunecat și ca să facilitez lizibilitatea, o să schimb un pic culoarea, deci dau click pe dreptunghi, vin aici la secțiunea fel, culoarea de umplere a dreptunghiului și o să mă duc, să zicem, destul de sus, ceva de genul ăsta. Încă e diferit de fundal, nu e o problemă în sine, dar mă ajută să-mi dau seama ce se întâmplă în aplicație. Deci codul hexa aici este ECECEC sau valorile RGB sunt 236 toate. Deci un gri foarte deschis, deocamdată doar să marcheze spațiu ocupat de bara aceasta. Și cum ziceam, vreau să mai adaug un buton de meniu și un buton de căutare.
Apropo, pentru a naviga prin ecran, puteți să folosiți scroll ca să dați în sus și în jos, scrollul de la mouse sau, bineînțeles, bara de rulare. Și pentru a da zoom, puteți să țineți control pe tastatură și să tot așa să dați scroll sau control plus și control minus. Control plus dă zoom in, control minus dă zoom out, ca să puteți să vă ocupați de detalii când este cazul sau să vedeți imaginea de ansamblu. Și la fel ca în InDesign, în Photoshop, în Illustrator și softurile de la Adobe pe care le folosește lumea în general, puteți în momentul în care nu editați text, să țineți taxa spațiu care vă permite să navigați prin document, practic trece temporar cât este apăsată tasta spațiu la hand tool, la unealta asta cu care dacă dați click puteți să trageți apoi elementele. Ok, pentru a adăuga butonul de meniu și cel de căutare o să folosesc niște iconițe standard, pentru că acelea sunt cunoscute și lumea va putea să interacționeze cu ele fără să aibă probleme. Pentru Android, cel mai bun loc de a obține aceste iconițe, aceste butoane, este pagina Material Design, pagina de la Google în care descriu sistemul lor de design și oferă resurse pentru designer și dezvoltatori, material.io. La secțiunea Resources puteți să găsiți iconițe, respectiv direct de pe site-ul Google Fonts, de unde vă duce acest link, puteți în loc de Browse Fonts să alegeți Icons și puteți să căutați ce iconițe aveți nevoie. Eu am nevoie acum de o iconiță de meniu, așa că o caut pe aceasta și vedeți, mi oferă diferite opțiuni. Asta prima e cea pe care o caut și pot să aleg și stiluri diferite. În cazul meniului nu se schimbă foarte mult, dar vedeți la celelalte iconițe cum se schimbă felul în care arată. Important este să alegeți toate iconițele în același stil pentru a fi consecvente în toată aplicația. O să aleg iconițe filled, o să iau acest buton de meniu și în partea din dreapta apare o zonă de unde putem să alegem ce vrem să descărcăm exact, pentru ce avem noi nevoie. Cea mai bună variantă este să descărcăm de la secțiunea web varianta SVG, care este vectorială și atunci va fi potrivită indiferent de dimensiunea la care lucrăm și o să salvez această iconiță, acest fișier. O să iau, dacă tot sunt aici, și varianta asta de meniu deschis, poate urmează să o folosesc, este o variantă a aceleași iconițe. Și cel mai simplu poate fi adăugată trăgând direct fișierul în Figma, poate fi adăugată și din meniul de inserare de elemente și Place Image. Și acum o să-l pun pe mijlocul acestei bare, dar mă întorc să dau drumul la grila de coloane, să știu, să mă asigur că se aliniază butonul cu marginile. Și voi vrea să adaug la fel în partea cealaltă o funcție de căutare. Tot așa mă asigur că e filled. Și prima variantă de aici este potrivită. O salvez. Și o adaug aici, tot așa centrată și aliniată la coloane. Deci am adăugat o formă geometrică simplă, i-am schimbat culoarea, am adăugat niște text și i-am schimbat proprietățile și am adăugat două iconițe care vor fi butoane, astfel construind o bară de titlu
simplă pe care urmează să o folosim pe celelalte ecrane din aplicația noastră. În cele ce urmează vom adăuga niște conținut pe acest ecran.